Salutare tuturor și bine v-am găsit la ultimul video din 2015. Salutare tuturor și bine v-am găsit la ultimul videoclip din 2016. Vreau să încep acest videoclip prin a vă mulțumi pentru un an minunat în care am făcut chestii extraordinare. Am intrat în anul 2016 cu 33.000 de abonați și acum îl terminăm cu 127.000 și vreau să vă mulțumesc enorm pentru suportul acordat. La începutul anului eram doar un copil care se juca și edita ciudat și eram un copil foarte mic și nu prea știam ce e în jurul meu. Acum sunt un copil, la fel de copil, dar un pic mai mare, care muncește mult mai mult la videoclipuri și mi-am dat seama în parcursul acestui an cât de importantă e calitatea videoclipurilor. Și dacă vă uitați de la primul videoclip din 2016... Salutare tuturor și bine am găsit la un nou video! Că am intrat în 2016, m-am gândit să ne jucăm și noi WW2K16 alături de Regent MMA. La acesta o să vedeți o schimbare majoră în calitatea videourilor, modul în care editez, faptul că la începutul anului aveam un laptop amărât pe care mă jucam și editam, iar acum am chestia asta. E incredibil și totul e datorită vouă. Adică nu spun că asta e toată luată din banii de YouTube, dar spun că am luat-o pentru acest canal de YouTube, că eu n-aveam nevoie de așa ceva, vedeți? E overkill, da? Dar am zis, bă, dacă tot fac ceva cu canalul meu de YouTube, hai să investez niște bani și hai să fac ceva ca lumea și a ieșit chestia asta. În februarie am făcut 50.000 de abonați, ceea ce a fost super tare. Iar în aprilie am avut primul mini fan meeting ish. Mă rog. Dar acum totul e mult mai bine. Adică noi ne vom vedea pe 7 ianuarie la Yumi 2017 Winter Edition și ne vom vedea și la Arad în februarie. Încă nu pot dezvălui data, că poate e nasol, știi? Iar în mai, marea bombă a secolului, mi s-a prăjit laptopul. Mi s-a prăjit de tot, s-a prăjit placa de bază sau nu știu ce căcat, că încă nu mi-am dat seama ce s-a prăjit. Am luat ceva service să văd dacă se poate face și nu se mai putea face. Iar apoi am stat cu un calculator amărât până în august, din mai până în... Oh my fucking god! Nu august, nu, iulie, până în iulie am stat, până mi-a venit calculatorul ăsta. Și ca să vă răspund la toți, pentru că foarte, foarte multă lume mă întreabă ce calculator am. Deci, astea sunt două monitoare de 24 de inch LG de 144Hz T-End Gaming. Asta e o tastatură Red Dragon de Varahas. Mouse-ul meu e un Razer Mamba Tournament Edition. Asta nu-mi place. Iar calculatorul este aici jos, o să vă zic eu specificațiile. Are un i7-6700K Skylake overclocked la 4.5, un cooler pe apă Corsair H100i să țină totul rece. Placa video e un GTX 1080 de la MSI, o placă nouă apărută, era apărută de 2 săptămâni când am luat-o și e foarte, foarte bună, îmi place super, super mult. 16 GB RAM DDR4 la 2600 MHz-ish. Cred că o să mai iau încă 16 pentru că Premiere Pro îmi face figuri cu el și da, editez în Premiere Pro. Nu aveți de ce să mă mai întrebați acum. Mai am un SSD de 500, un hard disk de 2 TB. Boxele astea sunt niște boxe Philips, un sistem 2.1, gen cu subwoofer acolo jos, se aud binișor. Microfonul, am foarte multe întrebări legate de microfon. Microfonul e un MXL990 pe un Rode PSA-1, boom arm chestie și cu un mixer Alesis Multimix 4, pentru că nu e microfon USB, e un microfon XLR și are nevoie de Phantom Power din mixerul ăsta. O să fac un setup tour mai în detaliat despre ce am făcut cu la setup-ul ăsta și chestii pe viitor. Acum doar v-am zis așa overall ca să nu mă mai întrebați, știți, v-am răspuns la întrebări. Ăsta e setup-ul meu. Și dacă tot eram la echipament, hai să vă zic cu ce filmez acum. Am Canon 600D, obiectiv 10-18, cu obiectivul ăsta e super, super, super tare. Cu un microfon Rode VideoMic Pro. Dacă ați intrat pe Instastory-ul meu de pe 31 de azi, ați fi văzut ce improvizație am făcut să iasă video-ul ăsta, da, e destul de amuzant. Mă rog. Și mai am o lampă Godox LED, ceva, nu știu, gen dacă o sting arată așa.
arată urât, dacă o aprind, toată lumina e uniformă și e bine. Așa, în iulie am făcut calculatorul frumos, iar în septembrie am făcut 100.000 de abonați. Un număr la care când m-am apucat eu de făcut videoclipuri, gen la mișto, era inimaginabil, gen la modul că Rafael avea 50.000, știi? Adică foarte, nu știu dacă aveam pe cineva cu 100.000 pe vremea aia, sau trebuie să... Mikey cred că avea 100.000 pe atunci, habar n-am. Dar gen 100.000 era... Da, și când mă gândesc acum, după 3 ani, am ajuns la 100.000 de abonați, mi se pare incredibil și... Na. Iar după am ajuns astăzi, 31 decembrie, se termină anul și mai facem un videoclip în care recapitulăm tot ce am făcut anul acesta. În 2016 am întâlnit o groază de persoane faine, precum... Spooky, Victor Muz, Cezar Poiata, Cafea Albă, Ganicus, Exploit. M-am întâlnit cu Vlad Munteanu la mare și am făcut un videoclip super viral. Deci a fost un an foarte, foarte, foarte tare și din nou vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați dat această oportunitate. Rămân fără spațiu pe card, de bine, cam asta și cu acest episod. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, da, 10-a oară pentru acest an minunat. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și dacă ați putea da un share la acest videoclip să afle lumea de canalul meu și poate să ne mărim familia. Eu am fost Gami, iar ne vom vedea data viitoare. Pa! Singur acasă, de Crăciun sunt singur acasă.